Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își așteaptă elevii pentru noul an școlar în condiții sigure. Festivitatea de deschidere va avea loc pe terenul de sport pe 13 septembrie. În primul rând, îi așteptăm din nou sub semnul contextului epidemiologic. Însă, cu toate acestea, școala este pregătită să îi aștepte pe școlari în cele mai bune condiții și sigure, cele mai sigure condiții. Festivitatea de deschidere se va desfășura pe terenul de sport, deci în aer liber, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție, pentru că se vor crea aglomerări, și prin încercarea de a limita programul în decurs de oră și jumătate. În curând vor fi oferite și informații pentru părinți și elevi despre modul de organizare a festivității de deschidere a noului an școlar. Urmează să fie informați, pentru că în acest moment participăm și la o ședință în care suntem practic inițiați în modalitățile de deschidere a debutului de an școlar. Și după această ședință se va face și informarea părinților. Bobocii de la Colegiul Național Mihai Eminescu au fost inițiați în atmosfera instituției în cadrul școlii de vară. Evenimentele au avut loc în perioada 30 august-4 septembrie sub motoul Învățătura este o comoară care își urmează profesorul oriunde. Cele 5 zile de activități s-au transformat într-o experiență superbă, o adevărată vânătoare de comori. Cei 130 de elevi din clasele a 9-a au participat cu bucurie la activitățile propuse de colegilor mai mari și de profesorii școlii. Proiectul a avut în vedere integrarea elevilor în clasa a 9-a în viața de liceean prin activități non-formale menite să contribuie la dezvoltarea personală a participanților. În contextul școlii de vară, bobocii, adică elevii de clasa a 9-a, dar și elevii de clasa a 5-a, au avut ocazia să-și cunoască profesorii cu care au participat la activități specifice. Această școală de vară a fost inițiată de către consilierul educativ al școlii, doamna profesoară Anca Gorban, și s-a finalizat prin activități încununate de succes, la care au fost angrenați atât elevii cât și profesorii. Nu au primit diplomă elevii pentru că nu au participat la concursuri competitive și atunci am considerat că nu este necesar să obțin aceste diplome, deocamdată. Obiectivele pentru noul an școlar sunt stabilite și echipa managerială speră ca acestea să se concretizeze prin rezultate excepționale. Noi continuăm obiectivele anterioare, avem mai multe specializări, matematică informatică, științe sociale, filologie și, bineînțeles, pedagogie. Obiectivele noastre se concretizează prin obținerea de rezultate excepționale la olimpiade școlare și la examene naționale, dar și prin formarea pe viitor a elevilor, deci formarea pentru adaptarea în societate după finalizarea studiilor. Satisfacțiile directorului adjunct al Colegiului Național Mihai Eminescu, Andreea Cezara Iacob, sunt rezultatele bune la învățătură ale elevilor. Satisfacția rezultatelor la examene de bacalaureat, notele de 10, oferă cea mai mare satisfacție. Satisfacția că reușim să organizăm evenimente extrașcolare,